Datele recensământului arată că mulți români au renunțat la viața de la bloc pentru un trai liniștit la țară. În multe comune din Gorj, numărul celor care figurează cu domiciliul acolo depășește până și așteptările edililor. La nivel național, doar în 2020, peste 116.000 de oameni s-au mutat în mediul rural. Conform Digi24, în comuna Roșia de Amaradia, din județul Gorj, autoritățile locale au fost surprinse de rezultatul recensământului. Centralizarea datelor în urma recensământului din acest an arată că în comunele din Gorj numărul populației a crescut. În comuna Roșia de Amaradia sunt 3.100 de locuitori, cu 100 mai mult decât au estimat autoritățile inițial. Explicația este aceea că mulți dintre locuitori s-au pensionat și s-au mutat la țară. Constantin Cosacu a venit de 5 ani la Roșia. Consumul de energie s-a scumpit, gazele la fel, traiul mai scump, aici de bine de rău la țară mai producem câte ceva în gospodărie și putem trăi mai ușor. Viața la țară este mai puțin costisitoare, însă este și mult de muncă. Am avut și vite când eram mai tânăr, acum fiind condiții mai grele de muncă, n-ai cu cine strânge câmpul, am recurs la porcine și păsări. Și Gheorghe Cosacu a venit la țară de câțiva ani, bărbatul spune că traiul la sat îl ajută să se mențină sănătos. Ne ducem la câmp, la cules de porumbi, la fân. Trebuie să le facem, că vine iarna, lemne ne-am pregătit de acum din timp. Oamenii din comună spun că mulți au decis să se mute din cauza scumpirilor. S-au mutat mulți de tot, că la oraș e greu traiul de trăit. Toți venim la țară, că și eu am fost la oraș, dar tot așa ne-am mutat și noi la țară. Primarul mai are o explicație pentru dorința oamenilor de a se muta în comună. Și investițiile pe care le-am făcut în comună sunt atractive, pentru că am creat utilități astfel încât să nu simtă această trecere de la oraș la țară fără utilitățile necesare, dar au venit în primul rând datorită traiului scump la oraș și faptului că le place la țară. Migrația oamenilor de la oraș la sat nu este un fenomen local, o arată datele Institutului Național de Statistică. În 1990 se observă o creștere chiar și de 5 ori a numărului celor care au ales viața în mediul rural, relatează Digi24.ro.